Stimați credincioși, suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru faptul că putem și anul acesta să ne aducem aminte de una dintre cele mai mari sărbători ale creștinismului, și anume învierea Domnului nostru Isus Hristos, Paștele nostru. Din partea Bisericii Creștine după Evanghelii din România, dorim să salutăm credincioșii și toți oamenii. Cu prilejul acestei sărbători frumoase, aducându-le aminte că în Hristos noi avem viața, în Hristos noi avem lumina, în Hristos noi avem pacea. Datorită Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorului Lumii, Fiului Dumnezeu, noi ne bucurăm astăzi de privilegiul acesta de a fi copii al Lui Dumnezeu, parte din familia frumoasă a Lui Dumnezeu a Domnului Isus Hristos. Ceea ce ne vorbește Paștele și anul acesta, ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, despre îndelunga lui răbdare față de noi, vorbește despre tot ceea ce este frumos, clădit, așezat, cu înțelepciune în viața noastră. Mulțumim lui Dumnezeu, nu numai pentru lucrurile bune, pentru că într-o viață de om nu ai parte numai de lucruri bune. De altfel, chiar dacă nu sunt bune, ele sunt bune pentru noi, aducându-ne aminte de faptul că nu noi suntem stăpâni, ci Dumnezeu este stăpânul nostru. Și noi trebuie, în dependență față de El, să ne bucurăm de tot ceea ce El ne oferă. De fapt, este o lecție a vieții. De aceea, trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu și pentru bune, dar și pentru rele. Și în anul acesta, 2023, ne bucurăm de Paștele de sărbătoarea credinciosului, aducându-ne aminte despre ceea ce a făcut Hristos, Mântuitorul nostru, Lumina Lumii. Vă binecuvântăm și vă salutăm cu tot dragul, Hristos a înviat și slăvit să fie Dumnezeu în mijlocul nostru. Fiți binecuvântați!